s-a întâmplat. Nu știm exact, dar au plecat niște dinți de aici. Să un pic lanterna. Au plecat niște dinți de la pinion. Cum? Nu. Piața bună. Ca până la urmă să sune doamna acolo. Ce fața asta? Asta este fața mea de dimineață. Rogam cu Răzvan domnul de la... Și îmi duce că sunt o Flori, cum ai dormit? Că era mai ochi închiși, nu? Meniul zilei. Am auzit că tu... Hai să facem startul la video. Ziua 2, ziua 1 de curse. Bună dimineața. Mic dejun luat. Plecăm la cumpărături, mai luăm niște benzină și mergem la pistă. Bela, care e starea ta? Ok. Tomaș? Exact. Bine. Bine? Aștept să vedem ce o să iasă. Suntem la cel mai frumos hotel din Urziceni, care au acvariu natural. Ia uitați aici. Cu peștișori. Deci dacă vreți să vă puneți trei dorințe, apucați-vă și scoateți peștișorul auriu. Hai că începem să filmăm un pic de la pistă și vedem ce face Bela astăzi, că astăzi el se dă. O secundă. Bye. Ați văzut un onboard cu colegul nostru Bela. Astăzi aveți onboard cu el. Am terminat ziua. A fost fain. Nu a ieșit chiar rezultatul pe care mi-l doream, dar a fost fain și colegul meu a îmbunătățit față de anul trecut. Am îmbunătățit cu... Cât ai îmbunătățit, Bela? Aproape o secundă, fără modificări la mașină, ceea ce doar anvelope. Ceea ce e foarte bine, dar din păcate nu a fost suficient astăzi. Ne pregătim un pic mai bine pentru etapa următoare. Încercăm să mai modificăm ceva la mașină. Da, a fost o zi faină, am avut noroc că nu a plouat. A picurat un pic, dar n-a plouat. Am ajuns înapoi la hotel,
iarăși la restaurant, mâncăm un pic, după care somn, de fapt somn. În fiecare zi după curse stăm un pic și analizăm toți. Efectiv, analizăm onboard-urile la fiecare mașină, luăm videourile, le luăm jos și ne uităm un pic și ne consultăm între noi cam oarecum ar fi mai bine, unde ai greșit, ce ai făcut. Așa că ne punem un pic, dar partea asta nu prea o discutăm că sunt chestii secret. Dar o să vedeți pe onboard cum a mers și cum merge un Megane RS tare pe Motorpark România. Lori, cum ți-a plăcut azi? E interesantă și mișto formula asta, că noi stăm două zile acum, pentru că în prima zi de curse avem și noi un pic mai mult timp liber, rămânem un pic mai relaxați. Și vedem ce se întâmplă în timpul concursului, că până acum nu prea știam ce se întâmplă. Exact. Adică noi nu prea aveam timp să ne uităm la alții, ce fac, cum fac, ce se întâmplă pe acolo, că întotdeauna ajungi la pistă și te focusezi să te dai și să-ți faci treaba ta cât se poate de bine, dar acum a fost o altă perspectivă a lucrurilor. Mâine zice că plouă, nu știu dacă e bine. Să vedem, să nu am verificat de mult. Și avem ceva probleme cu mașina mea, ați văzut, am schimbat diferențialul. Tot așa e mâine, 60-70%. Deci 60% șanse să plouă mâine, dar sper să ne descurcăm. Astăzi am văzut și eu mașinile concurente la mine în clasă. Eu încerc. Dar e ireal. Nu știu dacă McLaren 720S. Am văzut azi niște timp și nu prea se poate. Dar eu încerc. Încerc până la sfârșitul anului să-l bat. La final acum vă zic că rămâne episodul pe ziua de mâine. Am terminat ziua 2 cursa 1. Și ne punem la masă, după care Nănicu, că mâine avem o zi lungă. Vă salut și ne vedem în episodul ce urmează imediat.